am întâlnit acest misoginism și în, în domeniul idei sport doar pentru simplul fapt că sunt fată și nu am talentul necesar, că nu este un domeniu destinat fetelor, că trebuie, trebui, nu știu, știi cum se spune, a, ești femeie, du-te la cratiță, a, ești femeie, trebuie să te duci să faci mâncare. Este o diferență foarte mare pentru noi un campionat, un major, un campionat destul de important, un prize pool la care se împarte locul 1, 2, 3, este în total de, să zicem, 120, 550, de dolari. La băieți este de 10 ori mai mult. Lucrăm pe bază de contract, cu salariu, cu bonusuri, ca un orice angajat. Că păi, i-am promis tatălui meu că ok, tată, vreau să fac acest lucru și știu că educația este esențială. O să încerc să mă ocup și de școală, și de pasiunea mea, și chiar mă bucur că am reușit să-mi să fac și una și să-mi fac și cealaltă lucru. Pentru mine o pierdere nu înseamnă o zi de tristețe înseamnă o zi în care eu pot să învăț din acele, nu știu, acele greșeli și să devin mult mai bună. Nu poți să fii un campion sau să câștigi campionate după o zi de antrenament, muncește până când nu, nu, o să trebuiască să mă introduc cu oamenilor. Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Invitatea mea de astăzi este cea mai bună jucătoare de Counter-Strike din lume. La doar 24 de ani, Ana Dumbravă are deja 8 titluri mondiale într-un sport digital dominat de bărbați. Deși a absolvit facultatea de inginerie de la Iași, jobul full-time al Anei este cel de lunetist în echipa feminină Nigma Galaxy, pentru că în industria jocurilor video, a te juca înseamnă a munci, iar dacă ajungi în top, poți câștiga sume importante de bani. Ana este fica unor ingineri din Rădăuți și se joacă pe calculator de la 4 ani, împărțind la început tastatura cu fratele ei. Vreme de 8 ani a țintit în alta performanță și în fotbal, dar din cauza unor probleme de sănătate, gamingul a câștigat în fața mingii. Le admiră pe Cristina Neagu și Simona Halep și își dorește la rândul ei să ofere un model și susținere fetelor care au ambiția de a avea succes în domenii profesionale neconvenționale, preponderent masculine. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Podcastul nostru este găzduit de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Bucurați-vă de acest episod să vă fie de folos! Servus Ana, mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația noastră și mai ales mulțumesc pentru tot ceea ce faci. În a încuraja fetele să aibă succes în zone în care, în principal, băieții au mai mult succes. Felicitări pentru toate reușitele tale și pentru faptul că ești o campioană nu doar în e-sport, ci și în viața publică, în modul în care comunici, și înțelegi rolul pe care îl ai în societate. Mă bucur să te întâlnesc! Mulțumesc și eu tare mult pentru, pentru invitație. Chiar sunt foarte fericită să fiu aici și să-mi povestesc că, cum am început eu această pasiune, acest drum spre e-sport. Super! Multă lume nu știe că a te juca pe calculator a devenit o profesie și chiar una care plătește bine atunci când ești un performer puternic. Hai să începem cu treaba asta, cu meseria asta pe care multă lume nu o cunoaște. Cum arată. Meseria asta, profesia asta, viața unui profesionist în, în, în gaming sau, mă rog, în, în jocuri video, așa cum așa cum faci tu? O viață în gaming, din punctul meu de vedere, este un job destul de greu pentru că necesită o grămadă de sacrificii. În primul rând, nu este un job în care poți să fii destul de flexibil, viața ta personală nu este prioritară, ceea ce înseamnă că nu prea. Am de exemplu, eu nu am destul timp să petrec cu familia, să petrec cu prietenii, în general stau destul de multe ore la în fața calculatorului pentru a-mi antrena reflexele, pentru a mă pregăti pentru un campionat și așa mai departe. Deci nu este, nu este ceva ce orice om, orice persoană poate să facă de zi cu zi. Ok. Deci e vorba de antrenament al reflexelor și doar atât sau ce alte abilități mai sunt necesare? Dincolo de, nu știu, o mână rapidă pentru că ești, lunet, ești lunetis și un ochi foarte bun, da, dincolo de asta, chiar dacă nu ai o pușcă reală în mână, ci totul este intermediat de uh, tehnologie digitală, totuși trebuie să ai ochi foarte bun și mână rapidă. Dar dincolo de asta, ce altceva mai ai nevoie ca să faci performanță în zona asta. Desigur, este foarte comparat uh, cu șahul. Nu este, șah, de exemplu, șahul nu este un sport fizic, dar este un sport mental, uh, arma noastră principală fiind uh, creierul. Trebuie să ne focusăm și să ne concentrăm foarte mult pe tacticile pe care le folosim comunicarea. Cu, cu echipiere, lucrul în echipă, me -ă, memoria vizuală și așa mai departe. Deci este un lucru foarte fascinant, dar și, nu știu, foarte tehnic. Trebuie mereu să fii cu ochii uh, pe monitor, să ai aceste reflexe foarte, foarte importante și acuratețea în același timp. Deci este, uh, este foarte complicat să explice cu exactitate, dar uh, eu pot să-l compar foarte ușor cu șahul, un sport. Uh, mental, nu fizic. Deci nu contează mai atât de mult abilitățile astea fizice, ci mai mult modul în care gândești, viteza cu care prelucrezi informația și, ai spus și comunicarea asta. Mă interesează foarte tare pentru că noi suntem un podcast despre muncă și în muncă în general lucrezi în echipă. Sunt foarte rare ocaziile când lucrăm individual de, în perioada asta. Vreau să te întreb ce înseamnă munca în echipă, ce anume te face valoros ca membru al unei echipe? Să lucrezi în echipă pentru mine este foarte important, venind dintr-un background al sportului tradițional. Am practicat fotbal de performanță uhum. timp de șapte ani de zile, dacă pot spune așa, și pot spune că am avut un avantaj în acest sens, pentru că am învățat foarte multe chestii înainte, am avut un antrenor, am lucrat cu o echipă și așa mai departe, deci am avut un, un mic avantaj când am intrat în scena de eSports, și vorbim de comunicare. Pentru mine, cel mai important lucru nu contează cât de talentați sau cât de muncitorești. Pentru mine, comunicarea este cea mai importantă. Spun asta pentru că noi recepționăm foarte multe informații în timp ce ne jucăm și avem nevoie de această comunicare, să fim foarte prompti, să fim foarte scurți, să dăm toate informațiile pe care le avem și să folosim aceste informații ca să câștigăm. Deci, informația și comunicarea este ea nu poți să câștigi absolut mm -hmm. deloc. Multă lume crede când vorbește despre comunicare, că este doar partea aia în care emiți informație, transmiți niște date către ceilalți. Însă ceea ce spui tu și ceea ce este și adevărat este că trebuie să asculți foarte mult, să-ți înțelegi partenerii de joc, să asculți poate și ce mișcări fac adversarii. Nu și apoi să poți să, să, să prelucrezi informația asta și să oferi echipei informația. Care o așteaptă de la tine, nu? Cam asta e procesul. Categoric, categoric. Deci, informația respectivă trebuie să fie foarte scurtă să nu econ să economisim foarte, foarte mult timp, pentru că aceste runde sunt foarte rapide, orice secundă, orice milisecundă valorează pentru noi în ca să câștigăm. Deci, pentru mine comunicarea este esențială. Informația pe care o primesc, mă poate ajuta să câștig runda. Uh, absolut orice, când da. vine vorba de comunicare. Este un sport în care ai adversar și atunci niciun meci nu arată la fel ca celelalte, chiar dacă joci cu același adversar, poate odată, pentru că fiecare își schimbă tacticile, își schimbă stilul de abordare, poate încearcă mereu să te surprindă și tu trebuie să improvizezi sau să mă rog să te adaptezi continuu la noile, la noile situații. Cât de, mult e, cât de importantă e în zona asta creativitatea? Este foarte importantă pentru că chiar dacă avem adversari diferiți, noi, ca jucători profesioniști, trebuie să ne adaptăm în orice situație. Trebuie, să, înainte de aceste campionate, noi facem aceste antistraturi, ne uităm la adversarii noștri, încercăm să ne dăm seama ce au ei în plan pentru următorul meci împotriva noastră și așa mai departe. Și având în vedere că noi am, suntem pe locul 1 în momentul de față, suntem foarte țintiți de către adversari de da, da, da. și mereu încercăm, mereu încercăm să ne schimbăm tacticile, să fim uh, la pont cu următoarele tactici noi, încercăm să ne diferențiem față de celălalt și așa mai departe deci uh, este foarte foarte dificil, dar în același timp este esențial și foarte important să fim uh, diferențiați să fim cu un pas înainte adversarilor dacă pot spune așa Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate comunitate. Ok. Pe lângă exercițiu foarte mult și practic mult, mult, în zona asta, vreau să te întreb ce anume ar trebui să învețe un om care visează la o carieră în domeniul ăsta. Ce ar trebui să, pe ce ar trebui să pune accent? Care ar trebui să fie zonele lui de atenție? Ce, ce anume zone ar trebui să exploreze, să descopere, să învețe, să citească, să vizioneze, care sunt lucrurile esențiale. În primul rând, când vine vorba despre un vis sau despre un viitor job, mereu am simțit către persoanele care Uh, își doresc să lucreze într-un domeniu, să nu fie forțați în primul rând, să facă din pasiune și numai din pasiune, să nu fie atrași de aceste persoane negative care le spun cum am pățit și eu în trecut, că nu este un job pentru tine, uh, nu ești binevenit, uh, nu este ceva ce te va ajuta în viață și așa mai departe. În primul rând trebuie să se confrunte cu acest bullying cu aceste mesaje, mesaje negative din partea oamenilor, să fie o persoană foarte puternică din punct de vedere mental, să fie uh, foarte harnic când vine vorba de muncă și de seriozitate, pentru că când vorbim despre sport fiecare are câte un program foarte complicat, foarte complex. Uh, și să o facă din pasiune, să o facă din plăcere. Și rezultatele vin de la sine, rezultatele vin după munca efectuată. Asta este valabil cam în orice profesie. Ca să faci performanță, orice trebuie să-ți iubești domeniul, să-ți iubești meseria. Bun, dincolo de pasiune, voință, ambiție, nu știu, ce alte lucruri ar trebui învățate? Trebuie, de exemplu, să știi calculatoare, software, să știi să scrii cod? Nu. 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 Ok, limba engleză, cu siguranță, ar trebui să știi. Da. Am o întrebare. Poate să sune ciudat. Voi, în echipă, folosiți și o limbă a voastră sau încercați să vă creați niște coduri pe care, cumva, adversarii să nu le poată uh, cunoaște, să nu le poată descifra? Folosiți limbaj codat? Uh, da, pentru. Uh, nu ca să fim uh, descifrate de inamici, este un mod ușor pentru a reține tact -a, tactica respectivă. Noi av având foarte multe tactici, este mult mai ușor să recepționezi și să reții această informație și acea tactică, spunând doar un singur cuvânt. Noi încercăm să scurtăm foarte multe propoziții în timp ce ne jucăm și să folosim, de exemplu, pur și simplu un cuvânt și fiecare uh, coechiper uh, mai ales eu, fiind sniperul echipei, îmi dau o seama exact pe moment ce trebuie să fac, unde trebuie să mă duc, ce trebuie să arunc, ce utilități și așa mai departe. Deci un cuvânt este destul de... Este de ajuns ca noi să știm pe moment ce trebuie să facem. Bun. Hai să vorbim un pic și despre bani, pentru că e o zonă așa foarte fascinantă, dar în care ar trebui să înțelegem cum arată și realitatea. Sigur că există foarte mulți jucători celebri care încasează sume semnificative, dar hai să ne întoarcem la cazul tău. Nu trebuie să ne spui sume precise și nici în ce cont sunt puse, dar să ne spui așa, să ne dai niște ordine de mărime, să putem înțelege alege ce înseamnă veniturile, dar mai ales și ce înseamnă costurile pe care le ai, pentru că presupun că ai și o mulțime de costuri pe care trebuie să ți le asumi în zona asta. Desigur, o să încerc să fiu foarte transparentă pentru că multe, multe persoane au fost curioase în legătură cu situația financiară și despre veniturile în domeniul de esports. Cel puțin pentru mine la început a fost foarte greu pentru că scena feminină, în general, este mult mai dezavantajată față de cea a băieților. Chiar și în sporturile tradiționale ați văzut că nu poți să compari cea mai bună jucătoare de fotbal feminină cu, nu știu, Messi, Neymar, când vine vorba de salarii și așa mai departe. În acest caz, la mine, de exemplu, la început a fost foarte greu pentru că nu am fost plătită, lucrez în domeniul de la vârsta de 15-16 ani, iar la început nu am avut un salariu, participam doar cu echipe, cu prietenii primele me mele echipe și nu am avut un venit, nu am avut un salariu mergeam pe banii mei, practic din banii părinților care m-au susținut deci costurile au fost destul de mari nu orice persoană, știu, conștientizez că nu orice persoană are susținerea financiară de a-și cumpăra un calculator de a-și cumpăra o tastatură un ghir. deci este destul de greu, mai ales acum când prețurile au crescut extrem de mult înțeleg această problemă uh -huh. dar pe parcurs după ce am obținut anumite titluri am primit oferte mai bune din partea organizațiilor, iar la vârsta de 19-20 de ani am început să am primul meu salariu și pot spune, nu o să dau sume pentru că nu cred că este benefic, dar pot spune că am reușit să fiu o persoană independentă, pot să mă întrețin fără ajutorul nimănui și sunt fericită cu situația pe care o am acum. Deci este greu la început, dar dacă ai rezultate și te evidențiezi, poți să trăiești foarte bine în România și poți să te descurci fără, fără nicio problemă. Ok, hai să stăm totuși aici, în zona asta. Ai, ai, vorbit despre sal Asta înseamnă că tu ești angajatul unei echipe, unui club, da? Adică acolo clubul face banii sau clubul primește banii din participările în competiții și el împarte cumva sumele către membrii echipei, plus antrenori, plus, nu știu, ceilalți colegi pe care îi mai aveți care vă ajută cu treaba asta. Asta este, așa arată lucrurile, nu? Da, categoric, noi suntem uh -huh. foarte norocoși pentru că avem un staff destul de mare și destul de important pentru noi. Pe lângă uh, cu echiperii mei și antrenorul meu avem și psiholog, avem și nutriționist, avem și persoane care se ocupă pe bază de marketing și de media pentru noi, deci avem un staff destul de, de bun și de, fo -ă, destul de important pentru imaginea noastră și pentru uh -huh. uh, succesul nostru. Într-adevăr, această organizație la care lucrez în momentul de față, Nigma Galaxy, ne-a ajutat destul de mult. Ne-a oferit bootcamp-uri unde și acolo se duc foarte mulți bani și acești bani se împart. Depinde de succesul pe care ai, performanța pe care o, o, o faci în timpul antrenamentelor și a meciurilor oficiale. Și lucrăm pe bază de contract, cu salariu, cu bonusuri, ca un orice angajat. Aha, deci nu e, nu știu, nu ești un haiduc pe cont propriu și cât bani reușești să faci și așa faci. Deci totul sună foarte profesionist, sună ca la Barcelona din fotbal sau ca la, nu știu, cluburile profesioniste din liga de basket americană, cam asta este nivelul. Ok, nu o să insist pe zona asta de venituri personale, dar hai să vedem cam ce premiu poate să câștige o echipă când devine campion mondială. Cam care sunt sumele? Și aici, sigur, e diferența asta majoră între echipe de fete și echipe de, de băieți Este o diferență, pot spune că este o diferență foarte mare din nefericire în momentul de față se simte această diferență pentru că pot să vă dau și un exemplu foarte, foarte eficient pentru noi un campionat, un major, un campionat destul de important un prize pool la care se împarte locul 1, 2, 3 este în total de 120-150 de dolari un uh -huh. exemplu, la ultimul campionat. La băieți este de 10 ori mai mult. Uh -huh. Deci, la băieți, un major sau un campionat mondial este de peste un milion de dolari. Deci, se simte diferența când vin, vin vorba de bani, de beneficii, de spectatori, în primul rând, de spectatori și de suportul, uh, suportul oamenilor. Asta sunt niște bugete pentru premiile pentru primii trei, da? Adică un milion și ceva la băieți și 150.000 pentru fete, o medie, da? da. Uh, da ok, da. deci cumva putem să Bănuim că echipa de pe locul întâi Poți să ia un 50.000, 60.000, 70.000 de dolari un premiu Câte competiții de astea poți să ai într-un în an? Cele mai multe competiții pe care le-am avut a fost în jur de 5 competiții, uh -huh. cel mult 6 competiții mari, importante pe an Uh, unde price -pro sunt destul de mari, uh, locațiile sunt destul de uh, bune. De exemplu, ultima oară am fost uh, în Valencia, am fost în Dallas, unde am avut puțin timp să, să vizitez și locația respectivă și chiar a fost foarte, foarte bine. Chiar și organizatorii s-au ocupat de noi de cazare, de uh, biletele de avion, de mâncare și așa mai departe. Uh -huh. A fost, uh, a fost senzațional. Deci trebuie să fii prezent fizic, chiar dacă e un joc uh pe calculator, poți să joci și online. Nu? Cei mai mulți care se antrenează, tu când ai început să practici sportul ăsta și te-ai antrenat, ai jucat online și presupun că și antrenamentele se întâmplă online, poți să joci pe diverse platforme. Dar când sunt competiții, trebuie să fii fizic. De ce? De ce trebuie să fii prezent fizic? Uh. Sincer, chiar consider că acest vibe sau în momentul în care te joci împreună cu echipierii tăi pe o scenă este total diferit față de, nu știu, când stai în fața caluatorului singur și te joci online. Este un alt, alt vibe, presiunea este mai mare, oamenii din jurul tău se uită și ai, te, simți, te simți foarte importantă. Simți că munca ta este, este importantă pentru persoanele din jurul tău și. Chiar mă simt mult mai bine eu personal să mă joc live decât online. Ok, hai să dăm și un ordin de mărime al costurilor. Cam cât ar fi un buget bun pentru ca să ai un echipament performant, ai un computer bun, o tastatură bună, un mouse pregătit, sau mă rog, ce alte uh, uh, nu știu, uh, utilaje folosiți voi acolo, ce alte aparate, aparaturi mai folosiți acolo? Uh, am să încerc să fac un buget cât de bine. Cât de cât ok, pentru că, de exemplu, la mine, în studioul meu am un caluator destul de, de costisitor, în jurul valorii de 5.000-6.000 de euro, deci o să încerc să fac un preț uh -huh. cât de cât ok pentru persoanele care doresc să intre în business, în domeniul de esports. Din păcate, în momentul de față știu că sunt destul de scumpe, sau au scumpit în majoritatea pieselor pentru calculator, deci în jurul... Să zicem 1000 de euro pentru un calculator, iar ghirul, de exemplu, tasatura mouse-ul, căștile, poți să cumperi ceva, nu știu, calitate-preț, ceva mai ieftin, uh -huh. în jurul, nu știu, 300-400 de lei un ghir. Dar acestea sunt consumabile, dai destul de nervos uneori în tastelele și s-ar putea să trebuiască să le schimbi frecvent, nu? <laughs> Depinde de persoane. De exemplu, sunt o persoană destul de calmă, pacifistă, nu încerc să nu distrug aceste lucruri Dar știu okay. și persoane care sunt, sunt mai sensibile Bun. Uh, hai să vedem acum uh, un lucru legat de cum împaci, împaci viața asta de sportiv profesionist cu viața personală Tu ai reușit să termini liceu, ai făcut facultatea, ești inginer uh, deci ai dus și școala în paralel cu un efort considerabil. Trebuie să le spunem celor care se uită și care visează la poate sau se gândesc la, o astfel de, la un astfel de traseu, ce înseamnă efortul ăsta de a putea să fii o persoană cu dublă identitate, ca să spun așa, și un om care ușurmează studiile, dar care este și un sportiv profesionist. Cum, cum împaci lucrurile astea? A fost destul de greu să împac aceste două lumi, lumea personală, viața mea personală și viața mea de jucător profesionist. Copilăria mea a fost destul de dificilă pentru că am trăit în mare parte cu tatăl meu și cu fratele meu și mi-aduc aminte în copilărie n-am avut această, acest model feminin în viață și a fost destul de complicat să, să-mi dau seama ce pot să fac eu pe viitor. Dar în același timp, tatăl meu m-a ajutat în copilărie să descoper această lume a sportului și al, al sportului Mereu m-a susținut și apreciez acest lucru. Iar în viața personală mereu m-am axat pe educație în primul rând Pentru că i-am promis tatălui meu că ok, tată, vreau să fac acest lucru și știu că educația este esențială O să încerc să mă ocup și de școală și de hobby-ul meu, de pasiunea mea Și chiar mă bucur că am reușit să le împac să împac și una și să împac și celălalt lucru uh -huh. Desigur, a fost foarte dificil pentru că orele de oboseală și de stres se adunau dar la un moment dat, când am reușit să termin și facultatea și să ajung unde mi-am plănuit, uh, nu știu, satisfacția a fost, nu știu, nu, nu pot să, să explic prin cuvinte cum mă simțeam uh, în acel moment. Ok, ai... Um, uh... Multă lume când vede niște sportivi, niște performeri, vede doar momentele de glorie, știi? Acel, moment când duci pe podium, primești medalia, premiul, succesul. Însă, de-a lungul acestei cariere, sunt convins că te-ai lovit de foarte multe greutăți, de foarte multe eșecuri, de foarte multe necazuri și aici aș vrea să, să, te întreb, ca să, să le dăm celor care se uită la noi și partea asta de conștientizare. Vezi că e și cu vânătă, e și cu dure e și cu julituri, ești și cu prăbușiri uneori, poți să ai momente în care nu te regăsești Asta aș vrea să, să ne povestești un moment sau mai multe de, de dificultate, ce a însemnat asta, de cum s-au petrecut ele și cum ai reușit să le depășești Ce ai făcut ca să ieși din situațiile astea? Desigur, în primul rând vreau să le transmit oamenilor că nu poți să fii un campion sau să câștigi campionate după o zi de antrenament, după un an de antrenament. Cel puțin din experiența mea a trebuit foarte mulți ani ca să ajung unde sunt. Am pierdut foarte multe meciuri și am câștigat foarte multe meciuri, dar aceste pierderi le-am le, -am, nu știu, le -am luat cu mine ca să învăț. Deci pentru mine o pierdere nu înseamnă o zi de tristeți, înseamnă o zi în care eu pot să învăț din acele, nu știu, acele greșeli și să devin mult mai bună. Eu sunt perfecționist de fel și mereu am încercat să nu dau 100%, să dau peste 100%. Să fac o performanță cât mai bună. Și, într-adevăr, a fost destul de greu, mental vorbind. La început m-am împiedicat de anumite probleme personale, nu am avut un psiholog la început, și la momentat, prin anul 2020 am suferit niște probleme medicale destul destul de grave și a fost destul de dificil ca să intru la antrenament, să mă concentrez, să fac o prestanță bună pentru echipă și a fost foarte greu pentru mine. Cred că anul 2020 a fost cel mai dificil pentru mine, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut peste și echipa mea mi-a fost alături. Și da, a fost, a fost o perioadă dificilă, dar mereu am zis că Următoarea zi o să fie mult mai bună, am fost optimistă de fel și am încercat să stau tot ce am mai bun din mine E foarte deci... mult de lucrat cu psihicul, cu siguranță, foarte mult de lucrat cu psihicul Bun, ai vorbit despre faptul că aveți nutriționist, despre faptul că aveți psiholog uh, Hai să vedem care sunt în plan, uh, în plan fizic și în plan psihic uh, cele mai frecvente situații în care sănătatea poate să-ți fie afectată Hai să o luăm cu fizic Presupun că, nu știu, eu am colegi care sunt pasionați de zona asta, de producție video, de grafică, și uh, ei au probleme cu încheieturile. Și sunt convins că și uh, în cazul vostru sunt anumite situații legate de treaba asta sau de uh, șezutul foarte mult îndelungat pe un anumit scaun și asta îți aduce blocaje. Dincolo de ăstea, hai să vedem suferințe fizice, dar mai ales zona asta psihică, de sănătate mentală, cum arată ea. Am să începem în, în primul rând cu sănătatea mentală. Consider că este esențială pentru că asta este arma noastră, cu asta ne învingem adversarii, și consider că în timpul meciului, mai ales în timpul meciului, trebuie să ai o minte limpede, să nu te gândești la problemele tale personale, să fii pur și simplu conectat cu acel calculator, să nu simți nicio emoție și să, de exemplu, când ești într-un match live împreună cu coechipierii tăi, este esențial să nu îți arăți, nu știu, furia, aceste, nu știu, emoții negative, pentru că le poți să împărtăși cu restul din jurul tău și este esențial să, să fii, nu știu, să ai o minte de fier, să ai o minte, nu știu, plină de, nu știu, a, să fie plină cu. Concentrată, știu, pe bucurie, perești, da. uh -huh. Exact, Oditivă. concentrată, să fie concentrată, da. Uh -huh. Ok. Și în zona asta fizică? Uh, în zona fizică, uh, fiind jucători profesioniști, trebuie să avem mare grijă să nu facem accidentări, Doamne ferește, să fim atenți când mergem, nu știu, de exemplu, într-o vacanță, să nu uh, ne punem corpul într-un risc. În același timp încercăm să avem o viață cât de sănătoasă, să mâncăm eficient și să nu uh, intrăm în aceste mese de junk food -uri să fim corecți cu aceste mese în același timp, chiar dacă stăm, de exemplu, 6-8 ore la calculator lumea nu conștientizează că avem și pauze, în pauze în care, nu știu, ne odihnim, facem exerciții fizice, mergem la sală și așa mai departe. Deci este esențial. Știu că, în același timp, persoanele cred că statul la calculator este nociv și este foarte toxic, dar pentru mine persoana este șeful corpului tău. De exemplu, poți să stai și pe canapea toată ziua asta să nu faci absolut nimic, nu contează doar statul la calculator. Tu ești persoana vinovată care nu face exerciții sau nu are grijă de, de, de propriul său corp. De da, multe. asta am vrut să Ok. Um, în orice sport profesionist ajungi la un final de carieră. Uh, în unele depinde foarte mult de vârstă, în altele depinde, nu știu, de uh, zona mentală, cât mai poți să te concentrezi. În altele uh, sunt, nu știu, alte, uh, alte situații, nu știu, apar alții care sunt mai bine pregătiți și stilul tău de a, uh, de a practica sportul devine depășit. Ce se întâmplă cu un campion mondial la final de carieră? Ce opțiuni ai și când vine acest final de carieră? Uh... Acest final de carieră variază. Uh -huh. uh, am întâlnit persoane care s-au lăsat uh, doar pentru faptul că își doreau să -și... Creze o familie. Fiind femeie, este puțin mai dificil când vrei să, nu știu, să ai o familie, să ai copii. Ar trebui să lași această profesie pentru că este destul de dificil să-ți formezi programul și așa mai departe. Vorbim doar despre cariera de jucătoare, nu de jucători. Acolo e un pic mai diferit. Dar în jurul anilor de 30-35 de ani, persoanele încep să să, să pleci din carieră și să-și creeze alte joburi. În acest domeniu poți să lucrezi ca analist, ca nu știu, comentator, team manager, să-ți creezi propria organizație și așa mai departe. Deci, cariera ta nu se sfârșește în domeniul de sport, poți să continui în acest domeniu, categoric. Da. Ok, sau poți să, să te duci în zona de inginerie pe care tu ai ales-o, pentru care te-ai preocupat. Ok, deci nu trebuie văzut ca o chestie în care, nu știu, după ce se, las, se termină cariera sportivă, ești. Al nimănui, ești nicăieri, ești fără, fără o direcție. Bun, hai să vedem așa, cred că o să se uite foarte mulți copii, sau mă rog, tineri care visează la treaba asta și care au o mare problemă în a le explica părinților că ei acolo pe calculator când se joacă, nu se joacă ci muncesc. Cum... Care ar fi instrumentele sau care ar fi explicațiile sau ideile pe care le-ai oferi lor ca să-și poată justifica această opțiune în fața părinților care s-ar putea să privească zona asta ca pe o, un moft de adolescent Hai mă, tragi cu pistolul acolo, aia, aia nu-i meserie, învață nu știu, să fii instalator sau să fii inginer sau să fii inginer de software sau electrician, învață ceva concret cum ar trebui să abordeze tinerii, să explice părinților că asta e o treabă serioasă. Desigur, eu în primul rând vreau să, să explic cât de norocoasă am fost să am o familie în care nu m-au forțat să fac, nu știu, să am alte joburi sau să urmez alte, alte vise. Chiar m-au susținut și sunt foarte recunoscătoare. Știu că alte familii sau alți copii nu au avut acest, acest noroc pe care l-am avut eu și, în primul rând, vreau să le transmit în același timp pentru uh, părinților uh, că uh, copiii sunt foarte. Uh, cum pot să explic, Scuze, este foarte dificil. Ține engleză, Italienii. Încerc eu să traduc. <laughs> Nu, vreau să explic faptul că copiii nu trebuie împins să facă chestii pe care nu, nu le plac le sau nu, uh -huh. nu și le doresc. Fiecare copil are talentul său în anumit domeniu și ar trebui să fie ajutat, ar trebui să fie susținut, nu doar de părinți, dar și de oameni în jurul său. Poate cineva este talentat la desen sau, nu știu, tot în domeniul de sport. Este foarte, foarte important să fie lăsat să facă lucruri pe care și-l dorește. Ähm, um, meines În același timp, nu știu, este foarte dificil. Eu sunt mereu împotriva acestei mentalități tradiționale, unde înainte pe vremuri se spunea că trebuie să fii inginer sau trebuie să fii doctor ca să devii cineva, să ai o casă, să ai o familie și așa mai departe. Sunt împotriva acestei, nu știu, acestui mit sau acestei uh, mentalități care chiar și acum se simte în țara noastră. Uh, uh -huh. Consider că în lumea, în lumea care trăim este esențială tehnologia, foarte mulți copii sau foarte mulți tineri se îndreaptă spre lumea tehnologiei, lumii, lumii calculatorului și așa mai departe. Deci nu este un lucru foarte, nu este un lucru rău, nu este un lucru rău să-ți placă să stai pe calculator, să devii streamer, să devii jucător și așa mai departe. Este un job de viitor. Asta consider eu. Ar trebui să înțeleagă părinții asta, desigur, având grijă totuși să păstreze un echilibru, să-și păstreze sănătatea, să aibă grijă și de școală, însă să, să le dea copiilor șansa să facă ceea ce îi pasionează, ceea ce îi atrage, pentru că poate să fie o profesie treaba asta. Categoric, sunt total, sunt total de acord cu chestia okay. asta. Spune-mi când te întâlnești cu stresul, cu epuizarea. Cu situațiile de, uh, în care fizic sau psihic nu mai poți Ai anumite strategii, ai anumite metode de a, -ți, de a te reechilibra uh, Ce anume lucrezi cu psihologul pe care îl ai cum, cum reacționezi în situația asta Pentru că uh, vedem bolile astea sau afecțiunile ce țin de sănătate mentală Sunt tot mai frecvente și sunt foarte mult legate de tehnologia digitală Faptul că suntem expuși la bombardament de informație foarte mult Suntem conectați în rețele uh, avem FOMO, avem tot felul de uh, lucruri care ne, ne solicită, mail-uri care vin și noaptea, uh, ședințe pe care le ai uh, online cum, cum, cum faci tu să-ți păstrezi echilibru și uh, lucrurile în ordine? Da, uh, sunt uh, cum și mai devreme sunt norocoasă să lucrez cu un psiholog și vreau să spun tuturor că nu este ceva de rău să lucrezi cu un psiholog, nu este rău să vorbești cu un om, cu o persoană despre problemele tale, pentru mine a fost esențial să nu țin aceste mesaje negative sau aceste probleme pe care le am, să le țin în mine și să nu le, spui, să nu le spun absolut nimănui. Am considerat că dacă am ceva în interior și care mă deranjează, trebuie să, să fie spus cuiva și mulțumesc psihologului meu că mă ascultă, că mă înțelege, mă ajută să, să caut anumite ticuri sau să caut anumite strategii în care să nu fiu focusată, să fiu redirecționat, cum ar veni către, nu știu, neatenție în timpul meciurilor. Deci m-a ajutat foarte mult să, nu știu, să am această minte limpede și să fiu focusată pe, pe munca mea. Pentru că orice gând, un gând așa necurat, mă poate duce către, nu știu, învingere. Gând necurat înseamnă, nu știu, să n-ai încredere în tine, să te consideri, să-ți vezi slăbiciunile și să le exagerezi, nu știu, să te gândești mereu cu, la vinovăție, uite, am făcut această eroare și a pierdut echipa. Nu la asta te referi ca lucruri necurate, nu? Da, când, am, am, vorbit mai devreme că sunt perfecționist de fel și mereu în același timp este un lucru, nu știu, benefic, dar și negativ să fii perfecționist. Mereu nu sunt satisfăcută de munca mea câteodată și consider că ar trebui să, nu știu, acolo ar trebui să lucrez mai mult sau a, nu am, -am făcut n-am ajutat destul de mult echipa și așa mai departe. Uite, acest lucru mă poate duce la aceste gânduri care, nu știu, nu mă ajută în timpul meciului, și, de exemplu, psihologul meu mă ajută să, să nu mă gândesc la aceste lucruri, să fiu focusată doar pe o singură chestie, cam un fel de tunnel vision, dacă pot spune așa, să mă focusez doar pe, pe muncă și atât în momentul respectiv. Un mesaj foarte important pentru uh, părinți și pentru cei care sunt mai tineri, să nu avem reținere și să ne ducem către psiholog și să ne luptăm cu aceste uh, lucruri ce ne afectează, să le punem pe masă transparent, uh, Sigur, discret, pentru că sunt relații de un profesionist care nu te duce după aia să publice prin ziare ce povestești tu Ci să ne, să ne tratăm sănătatea mentală fără să avem rușine sau fără să avem frică E foarte important mesajul ăsta și îți mulțumesc pentru el Ana, spune mai ai timp pentru hobby-uri când ești sportiv-profesionist? Da. Ce hobby-uri ai tu? Da. Ce faci în timpul liber? Știu că în trecut Am, am practicat acest fotbal pe Performanță, uh -huh. chiar și acum iubesc sportul Am practicat și basket timp de 3 ani de zile Și îmi place, pur și simplu, îmi place extrem de mult Să fac mișcare, să mă joc Fotbal, să mă joc, nu știu, de exemplu Un tenis cu băieții, mai merg pe la Pe la stadion și mai Bat mingea, cum spun băieții Mai mă joc împreună cu ei Și în același timp Sunt o mare iubitoare de animale Îmi place foarte mult să-mi petec Timpul și să să fiu alături de animalele mele de companie, de familia mea. Îmi place foarte mult să fac hiking, să merg locuind în zona nordică, în Suceava, am oportunitatea să merg prin munți, să, să vizitez anumite locații și așa mai departe. Deci am și hobby-uri. Știu că lumea spune că stau numai la calculator și atât, dar am și timp și pentru familie și pentru viața mea personală, încerc să-mi planific timpul cât de eficient posibil. Bun. Hai să discutăm și despre partea asta mai puțin frumoasă a acestei industrii, mai ales de, despre diferențele între băieți și fete, despre discriminare, despre agresivitatea verbală a unora dintre băieți la un moment dat, despre jigniri. Vreau să te întreb în ce formă se simt lucrurile astea și dacă nu, nu, să nu ne referim nu doar la faptul că ești fată într-o industrie dominată de băieți, ci și că vii din România. Pentru că, de multe ori, și asta pare să ne fie pentru unii dintre, dintre noi un, un lucru care ne dezavantajează, că venim dintr-o țară care nu are neapărat o imagine foarte bună sau o poziționare în mințile celorlalți ca uh, legată de performanță. Cum, cum se simte treaba asta? Ce anume se întâmplă și cum te lupți tu cu lucrurile astea? La început a fost destul de dificil. În legătură cu naționalitatea mea nu am întâlnit aceste probleme sau nu am întâlnit persoane care să-mi spună Aici din România este ceva de rău, nu. Din fericire n-am întâlnit acest lucru. Mai uh -huh. mult am întâlnit acest misoginism. Chiar și la mine în țară și în domeniul ideii sport în străinătate, doar pentru simplul fapt că sunt fată și nu am talentul necesar, că nu este un domeniu destinat fetelor, că ar trebui, nu știu, știi cum se spune, a, ești femeie, du-te la cratiță, a, ești femeie, nu e, trebuie să te duci să faci mâncare sau chestii de genul ăsta lume de asta care la început... m-au enervat un pic, dar la un moment dat în care am spus că ok, o să-ți demonstrez, o să, îi, am, pur și simplu mă gândeam la persoanele care pur și simplu îmi dădeau bullying și spuneam, a, gata, o să-ți demonstrez că în acest timp o să o să fiu cea mai bună jucătoare, că o să-ți demonstrez că sunt mai bună ca tine, că o să. O să mă țin minte că, uite, această persoană care i-a da buli a ajuns unde a ajuns. Și chiar aceste mesaje negative m-au ajutat. Să, să nu știu, să am un viitor mai bun. Nu știu cum să explic. Foarte bine. Noi trăim într-o țară care este, din anumite puncte de vedere, foarte conservatoare. Suntem încă o societate destul de patriarhală. În România, femeile nu neapărat întotdeauna au. Aceleași, cum să spunem, drepturi, facilități, avantaje, cum au bărbații. În general, în familii, mai avem, în zonele, în zonele foarte conservatoare, uh, uh, an, o anumită superioritate a domnilor în fața doamnelor și asta, cred că este un lucru foarte important să-l să schimbăm. Cum mai. Uh, cum mai spune tu celor care se uită la acest episod să reacționeze când vorbim despre fete versus băieți, nu neapărat în industria de gaming, ci în societate, în familie, în, 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 în companii unde lucrăm? Cum ar trebui să gândim și care ar trebui să fie modul în care ne luptăm cu discriminarea asta? Categoric, pentru mine, chiar de la început, Uh, uh, nu a contat uh, dacă ești femeie sau bărbat, dacă ești de o naționalitate sau altfel, dacă ai o religie. Pentru mine nu a contat treaba asta. A contat dacă ești bun și meriți, trebuie să fii apreciat. Dacă nu ai performanță și nu ești capabil, asta este. Nu... Uh, atât de simplu este în acest sens. Uh, nu sunt o persoană foarte extrem de feministă, consider că dacă meriți și ai, ai muncit pentru acel lucru, da, dacă nu, nu, asta, asta încerc să se explic oamenilor Pentru că au mai fost situații în care, chiar am vrut să vorbesc cu treaba asta Situații în care, de exemplu, sunt persoane care nu sunt așa de puternice mental Sunt mai sensibile și au fost atacate Și vă dați seama, inamicul nostru către, nu știu, decese este depresia Și încerc mereu să ajut aceste persoane să nu fie atacate în acest sens, să, fie, să intre în depresie, să doamne ferește să se întâmple ceva și vreau să trimit un mesaj acestor persoane să aibă grijă ce, ce spun în față de anumite persoane. Este foarte, foarte trist în acest, acest sens. Bun, Ana, îți mulțumesc tare mult. Hai să încheiem cu un exercițiu de imaginație. Te întâlnești astăzi cu Ana care are 14 ani. Da? Ce îi spune? despre viitorul ei, despre cum să uh, își vadă pașii următori. Uh, ce o să sp ce, Persoane Anei An, de, de, ani. de acum 10 ani, da, dacă te întâlnești cu ea acum. O să-i spun același lucru, o să-i spun motul meu pe care l-am avut întotdeauna de când m-am apucat de eSports, de este în engleză, dar totuși o să-l spun, work until you no longer have to introduce yourself, muncește până când nu, nu o să trebuiască să mă introduc oamenilor și acest motto a fost extrem de, extrem de important pentru mine ca să pot să... Să fac această performanță și să ajung unde, unde sunt acum. Și că sunt foarte mândră. Sunt foarte mândră de această Ana de 14 ani, și uh, că, nu știu, nu mai știu ce să spun, sincer. Uh -huh. deci, munca. Uh, recomandăm munca. Da? Adică să crezi în visul tău, să ai grijă de uh, sănătatea ta, să tragi foarte tare, să vrei să progresezi, să te duci într-o zonă care te pasionează. Asta e foarte important pentru oricine și să muncești, să te străduiești, să câștigi, nu știu, un, unul la mie în fiecare zi în plus. Asta mâine să fii mai bun decât astăzi, măcar cu un pas. Nu? Categoric. Munca este, pentru mine munca este mult mai importantă decât acest talent. Pentru mine talentul este, nu știu, 10, 10 maxim și munca este, face, face diferența în orice domeniu. Super. Ana, îți mulțumesc tare mult și îți urăm eu și toată echipa mea foarte mult succes. Suntem bucuroși și mândri pentru ceea ce faci și mai ales pentru modul în care te raportezi la societate și la mesajele, pentru mesajele pe care le dai pentru fete, dar și pentru tineri, pentru copii, să creadă în visul lor și să-și vadă de uh, carieră așa cum își doresc îți mulțumesc, mulțumesc tare mult. Ana, mulțumesc succes, eu, succes mult dragii mei, vă mulțumesc că vă uitați la episoadele noastre, sper să vă fi fost de folos cu episodul acesta, mulțumim că ne scrieți și că ne susțineți și că distribuiți conținutul ăsta vă urez spor la treabă și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la un următor episod Hacking Work. Servus, spor la treabă Îți mulțumim că urmărești Hacking Work, ne oferi feedback și le spui despre noi și colegilor sau prietenilor tăi Facem hacking work pentru a produce o schimbare profundă în piața muncii prin educație. Vrem să aducem progres în profesie și performanță pentru un milion de oameni în decurs de 10 ani, fiindcă toți vrem să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Avem săptămânal episoade de podcast pe YouTube, Spotify și toate canalele populare de streaming audio. Ediții de newsletter pe Substack, articole de blog pe dorușupeală.ro, evenimente educaționale anunțate pe Sport.ro, programe de consultanță și training personalizate, dar și frecvente apariții în mass media. Astfel, descoperim, sprijinim și promovăm liderii, organizațiile și ideile care muncesc serios și construiesc un viitor mai bun pentru oameni, organizații și comunități. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. O comunitate profesională în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!